Victor Banță anunță că intrarea sa în cursa pentru primăria Târgu Jiu nu are scopul de a-l încurca pe Marcel Romanescu. Liberalul afirmă că își dorește să schimbe actuala conducere a administrației locale pentru că se ocupă prea puțin de problemele cetățenilor. În replică, actualul viceprimar Aurel Popescu îi transmite lui Banța că ar trebui să se intereseze mai mult de lupta internă din PNL decât să facă declarații de acest gen. Victor Banța este unul dintre cei cinci posibili candidați ai liberalilor pentru primăria Târgu Jiu. Liberalul consideră că are experiența necesară pentru a ocupa funcția de edil al municipiului. Banța a declarat că își dorește să scape cetățenii de actuala conducere a administrației locale. În ultimii 16 ani, la primăria Târgu Jiu s-a instalat o gașcă de persoane a căror competență profesională este cel puțin îndoielnică, care în momentul de față nu mai conduc, nu mai administrează Târgu Jiul, ci l-au ocupat. Viceprimarul din Târgu Jiu, Aurel Popescu, spune că Banța ar trebui să fie mai atent la ce se întâmplă în propriul partid. I-aș sugera să se ocupe mai mult de lupta internă, pentru că știu din presă că sunt cinci candidați pentru desemnarea viitorului candidat al organizației PNL pentru funcția de primar al primăriei municipiului Târgu Jiu. Drept pentru care îl invit pe domnul Banța să se ocupe de lupta internă înainte de a se pronunța ceea ce privește candidatura. Banța a mai precizat că nu dorește să-l încurce pe Marcel Romanescu pentru a candida la primăria Târgu Jiu.